Dodon a prezentat și un grafic cu dinamica numărului de contaminări cu COVID-19 înregistrat săptămânal în Republica Moldova și coeficientul de contaminare. Potrivit cifrelor, țara noastră se află acum în apogeul incidenței. Este înregistrat numărul maxim de cazuri săptămânale de contaminare din toată perioada, 10.571. Astfel de perioade în care se înregistrează creșterea numărului de cazuri de contaminare cu coronavirus durează câte 4-5 săptămâni și se atestă la fiecare 2-3 luni, cel puțin până la inițierea vaccinării generale a populației. Este necesar să fie numit urgent un guvern profesionist și funcțional care, în decurs de câteva săptămâni, exact în perioada dintre valul curent de îmbolnăviri și cel următor, care, în opinia specialiștilor, va fi la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, va asigura inițierea imunizării în masă. Igor Dodon a conchis că numai după vaccinarea 300-400 de mii de cetățeni vom putea reveni la discuții privind scenariile politice și alegeri.